Pentru a preveni implicarea elevilor în accidente rutiere, oamenii legii au demarat o acțiune de informare. La ieșirea din unitatea de învățământ, elevii de clasele 1-4 au fost întâmpinați de polițiști care le-au oferit acestora câteva sfaturi. Nu circul pe drumul public cu bicicleta. Da? Ok, succes. Să ai mare atenție de fiecare când traversezi strada, să te asiguri înainte. Da? Mare atenție la modul traversarea străzii, întâi vă asigurați, vă traversați, chiar dacă sunteți la culoarea verde, întâi vă asigurați și până începeți traversarea străzii, da? Referitor la circulația pe drumurile publice în calitate de pieton. Mare atenție atunci când traversați strada, trebuie să vă asigurați, da? Chiar dacă sunteți la culoarea verde la semafor, întâi vă asigurați până vă angajați în traversare, da? Da. Copiii promit că vor ține cont de sfaturile polițiștilor, mai ales că în trecut au luat parte la astfel de evenimente. Mi-amintesc că am trecut strada, era verde și venit un băiat și nu s-a asigurat și era să dea peste mine în timp ce era verde la pietoni. Și era să dea peste mine, dacă nu fugeam, dădea mașina peste mine. Am trecut străzile de la o vârstă mică, de la 5 ani. Când eram cu mama într-o zi, chiar era un domn sau o doamnă, nu mai țin minte, care era să o calce pe mama, dar bine că a ridicat repede piciorul de pe trecere. Și după aceea am trecut liniștită și de atunci am avertizat mama să am mereu grijă când trec strada. Un copil mergea cu bicicleta, iar din fața sa venea o mașină care avea o viteză destul de mare. Nici nu știu, a fost un miracol că acel copil a scăpat nevătămat. Aceste acțiuni au scopul de a diminua numărul accidentelor în care elevii sunt implicați. În baza programului de prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorului, în data de astăzi, polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu din municipiul Târgu Jiu, ocazie cu care au fost distribuite pliante către elevi cu privire la modul în care circulă pe drumurile publice și cu privire la modul în care utilizează rețelele de socializare, internetul și alte conturi pe care le dețin. Polițiștii de prevenire au purtat discuții cu elevii și părinții acestora și pe tema victimizării minorilor în mediul virtual.